Vorbim despre traseul Oravița-Anina, o linie feroviară de 34 de kilometri ce străbate munții Aninei prin 10 de tuneluri. Această linie constituie o artă inginerească a construcțiilor de căi ferate montane. Este un unicat în țara noastră și în sud-estul Europei și pe drept cuvânt poate fi numită Semeringul Bănățean. În 1828, adică la 3 ani de la inaugurarea primei căi ferate din lume pe traseul acela din Anglia, Stockton-on-Tees-Darlington, se discută la Viena posibilitatea creării unui sistem feroviar, mai ales în provinciile pe care Imperiul avea din punct de vedere economic în prim plan. Și se discută chiar despre o viitoare rețea feroviară în Banatul montanistic. Prima linie ferată din România, construită între 1844 și 1854, deservea orașele Oravița și Baziaș. În 1854, în 20 august, a plecat primul tren de la Oravița, Răgăjdia, Iam, Iasenovo, Baziaș. De întâmplare am găsit un mers de tren. Distanța de la Oravița la Baziaș prin fosta Iugoslavie era de 61,5 km, viteză comercială, asta înseamnă cu opriri, era de 21,5 km la oră. Abia la 1863 se finalizează construcția noului traseu ce duce la Anina, traseu funcțional și astăzi pentru transportul de călători. Deși, inițial, construcția acestei linii a fost un rezultat al exploatărilor miniere din acest ținut montan al Banatului de Sud. S-au ridicat viaducte, tuneluri și au avut loc străpungeri de dealuri. Toate acestea au fost realizate de către ingineri austrieci cu forță de muncă locală. De asemenea, au fost aduși specialiști pietrari din părțile Italiei de Nord, ai căror urmași sunt și astăzi în părțile noastre. Sunt lucrări de rezistență, lucrări care și-au demonstrat soliditatea în timp și comunitatea Oraviței a fost chiar surprinsă când în 1992 și 1993 au venit hârtii din spațiul italian, unde se anunța anularea garanției de peste 100 de ani la aceste lucrări. Calea ferată montană este înscrisă pe lista monumentelor istorice din România. Se păstrează în diferite stări de conservare, 7 gări și numeroase depouri de locomotive. Linia nu a fost electrificată vreodată, funcționând și în momentul de față cu locomotive diesel. În depoul Oravița se păstrează o locomotivă cu aburi ce ar putea fi restaurată și pusă la dispoziția viitorilor turiști. Este printre puținele linii ferate de munte din România. Este, din punct de vedere peisagistic, o frumusețe și, de asemenea, din punct de vedere tehnic, este extraordinară. Astăzi, transportul de cărbune de la mina Anina se reduce la o garnitură pe zi, iar cel de călători la două perechi de trenuri zilnice. În perspectiva închiderii minei, traficul de marfă va fi probabil desființat. Doar cel de călători, mai ales în sezonul turistic, rămâne singura șansă de supraviețuire a celei mai vechi și mai spectaculoase linii ferate din România.